Aici, înspre, stai, Sergiu, trebuia să intri pe poa la poartă aici. Sergiu! A intrat microbuzul mulțimii. Nu a intrat microbuzul mulțimii. Au fost răniți polițiști. Nu au fost răniți polițiști. Eu nu puteam să evit să vorbesc despre asta, pentru că tare mulți dintre voi mi-au scris și m-au rugat să vorbesc despre asta. Dar eu nici nu puteam să vorbesc despre asta, pentru că nu doar voi aveți întrebări, dar și eu am întrebările mele încă neadresate și fără de răspuns. De exemplu, o bubă care mă doare. De ce să protestez la televiziunea publică? Vrei timp de emisii la o televiziune urmărită de oameni care și-au pierdut telecomanda și nu o pot găsi? Say that again. Tu târâi prin soare sute de, sau mii de oameni pe parcurs 7 km din centru până la televiziune ca să ce? Să te lasă să intri în direct, poate, duminică după amiază? De ce? Protestul nu poate lua forma unui dialog sau unor mărturisiri, de exemplu. De ce nu poți iei un voluntar din mulțime care să-l rogi la microfon să-și suni 5 prieteni din Moldova de peste hotare, care să rogi alți 5 prieteni să suni prieteni din Moldova de peste hotare și să-i anunțe despre acest protest, despre importanța cunoașterii fără de legilor în faptuite de guvernare și publică, fă acele 5, top 5 titluri de pe anticorupție, de pe ziarul de gardă, despre ce a făcut murdar regimul actual. Și lasă asta să îndepărească adânc în memoria oamenilor, ca niciun fel de Edelweiss să nu poată spăla păcatele. Domnul filantrop, stăpânul nostru înger păzitor, a efectuat o vizită într-un sat din Moldova. Bună ziua, bună ziua, stimate doamnă. Povestiți, ce mai faceți? Oi, mare bucurie! Tăte, ți-o că am uit la tine la televizor? Samin cu asta, cu Jack Nicholson, cu Joker din Batman! Ok, mult stimată opoziție parlamentară, cu plăcere! Și amu, hai să trecem malul pe partea cealaltă, la Buiucani, la Publica, de exemplu. Sau cum se cheamă în engleză? CNN, da. CNN din engleză înseamnă CNN. Sincer, nu, naiv. Partidul Democrat este singura formațiune care își dorește și poate să schimbe situația din Moldova. Primul titlu pe care l-am văzut, imediat după protest, era ăsta. Bam! Fac mai mozg! De data asta chiar au avut loc violență, 4 polițiști răniți! Bă, eu am vrut imediat să urmăresc mai departe cum polițiștii și-au îndeplinit datoria, dar huliganii de pensioneri i-au lovit crunt și fără milă! Și-am continuat să mă uit și... Am fost puțin palit la picior din... către microbus. Aproape am fost loviți de microbus. Stai, uleac, hai încă o dată. Hai să ascultăm încă o dată. Cum au fost loviți polițiștii? Am fost puțin palit la picior din... către microbus. Am fost puțin palit la picior. Și mai departe? Aproape am fost loviți de microbus. Prieteni, după asemenea reportaj putea fi făcut și mai prietenos, mai blând. Apropo, eu ce slogan fain pentru Ministerul Afacerilor Interne. Mai prietenos, mai blând. Abia că asemenea reportaj putea fi făcut și cu altă muzică pe fundal, de exemplu așa. Am fost puțin palit la picior din către microbus. Aproape am fost lovit de microbus. Dacă nu ne dăm în urmă, microbusul lovit să moargă peste noi. Eu zic că așa e mai potrivit totuși. Și la desert, prieteni, ceva dulcișor. Marți 19 septembrie a avut loc deja tradiționala sesiune de indigestie, conferință de presă a Partidului Democrat din Moldova, la care prietenii noștri s-au referit și la protestul de duminică. Este ridicol, dar chiar foarte ridicol, ca persoane, lidere a acestei opoziții, cum e Maia Sandu, să solicite retragerea sistemului mixt în situația în care ea vine din Partidul Liberal Democrat, care a susținut schimbarea sistemului electoral în sistemul mixt, este cinic și inexplicabil. Adică nou, Candu parcă nu ne place așa, da? Bun, el e simpatic, dar nu ne place ca politician. Dar aici was making some points, așa? Cum pot schimbi macazul într-un an? Cum pot schimbi părerea? Și au zis că asta e cinic, asta e ridicol, inexplicabil. Numai că, iarăși, să te uiți în pădure, pare și e ușor, dar sub nas, pentru domnul Candu, o leacă mai complicat. Eu v-aș ruga și pe voi, hai împreună să-i emitim domnului Candu despre 18 aprilie, ziua în care Igor Dodon, președintele țării, a lansat inițiativa privind votul mixt. Socialiștii au înregistrat astăzi în Parlament proiectul de lege privind trecerea la sistemul mixt de vot. Dar pe de mine și-a făcut cu sapa în mână, a zis, huuu, tu ce, asta-i truc, asta provocare, asta destabilizare, juuu. 850.000, 1.000.000 de semnături, Adriana Ochișanu, Iurie Sadovnic, pădure, 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 verde, frunze, pădure, cu
Cum așa posibil? Da, cum posibil? Posibil, nu-i așa, domnule Recandu? Noi ne-am gândit că o să fie mai convenabil pentru demnitarii europeni de la Comisia de la Veneția să trimitem un singur pachet de lege, pentru că iau dureri de cap dacă trimitem două. O să trimitem doar votul mix. De ce votul mix când trecea și unii nominal în Parlament? A, pentru că... Bleați! E că aici chiar n-aveți răspuns. Vlad Plahotniuc a mai scris că și inițiativa privind introducerea sistemului electoral mixt nu este una reală, dar o încercare de a stopa introducerea votului uninominal și de a lăsa clasa politică nereformată. A? Domnule Candu, da, e că am înțeles. Și faci mai Sandu Andrei Năstase, în viziunea dumneavoastră e cinic, e inexplicabil, e ridicol, dar petingul ăsta, dulcegăriile este văzute, nevăzute dintre democrați, socialiști, ele cum sunt? Ridicole, cinice, inexplicabile? Profitabile poate pentru unii. Vă mulțumesc anticipat pentru răspuns. Și la final, un sfat gratuit pentru TV-urile domnului filantrop. Băieței, fetiți, nu uitați că atunci când comentați un eveniment precum protestul de duminică, voi comentați un eveniment petrecut în Moldova. Dar în Moldova, nu marșutca intră în oameni, dar oamenii intră în marșutcă. Voi și eu, ați uitat cum stă cu fața la geam? Vă rog frumos, noi v-am iertat 30.000 de sireni, dar nu mințiți oamenii apropo de situația microbuzelor în Republica Moldova. Vă mulțumesc. Huh! Ребятушки, mulțumesc tare mult celor care susțin financiar emisiunea Lumina pe patreon.com/fedot. Dacă cineva din voi încă nu a devenit patron, urgent puteți să o faceți pe link-ul de mai jos. V-am cuprins, numai bine și ne revedem data viitoare. Poate să reușesc să fac o leacă mai multă ordine în cameră. Iertați-mă, vă rog, iertați-mă, asta investitorii străini au venit și au lăsat dezordine. Dar în schimb este Wi-Fi.